Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Seara Târgoveților. Așa cum v-am obișnuit în fiecare miercuri, doamnelor și domnilor, suntem la Edno TV alături de dumneavoastră, așa cum de fiecare dată știți, numai cu muzică live. Atât eu, cât și Taraful, cât și invitații noștri vom cânta cu toții muzică live. Și atenție la solicitarea dumneavoastră, tot ceea ce vă doriți dumneavoastră, tot ceea ce vă doriți să ascultați pentru sufletele dumneavoastră, să sunați și să faceți dedicații, pentru că noi aici suntem doar și numai pentru dumneavoastră. Așadar, să urmăriți tot timpul ecranul și numărul afișat pe ecran, să-l butonați pe telefonul dumneavoastră și să ne contactați, pentru că noi aici vă facem cele mai frumoase surprize. Dacă aveți de sunat prieteni, cunoscuți, rude, apropiați, vecini, mândre, amante nu, doar pentru cei dragi ai dumneavoastră, pentru cei conveniți dragi ai dumneavoastră, să faceți dedicații ca să fie frumos. Iubiții mei prieteni, așa cum știți de fiecare dată, am alături de mine Taraful Târgoveții, pentru că nu plec nicăieri niciodată singur, doar alături de acești oameni pot să mă duc oriunde pe mapamont. Și încep așa cu violinistul nostru de la Filarmonica de la Ploiești, Nicolae Ghiță! La acordeon, maestru nostru, cel mai experimentat, până la veteranul George Udilă, bineînțeles, cel mai experimentat dintre noi, maestru Didi Bădoi. Și așa cum vă spuneam, a sosit alături de noi, pentru că a fost și el un picuț răcit și n-a putut să vină la emisiune, dar acum este alături de noi nimeni altul decât veteranul George Udilă. Iar la țambal este Florin Mihalache, prietenul nostru. Iar la clape, bineînțeles, Alexandru Moraru, colegul și prietenul nostru de suflet. Doamnelor și domnilor, numai surprize deosebite, numai muzică de calitate. O să vedeți, rămâneți în seara asta numai pe Edno TV, că o să vedeți că vă delectăm cu tot ce este mai drag dumneavoastră. Cu tot ceea ce vă place, cu tot ceea ce consumați, cu tot ceea ce ați crescut, cu tot ceea ce ascultați în momentul de față, cu toată muzica noastră românească ce vine din sufletele noastre către sufletele dumneavoastră. Și așa cum știm de fiecare dată, avem și invitați surpriză. Și în această seară nu avem decât unul, ci avem doi invitați surpriză, doi invitați speciali. Seamănă ca doi frați. Sunt deosebiți. Voci bune, voci calde, voci deosebite, repertoriu ales, costume frumoase, oameni care țin la folclorul tradițional și care îl respectă așa cum se cuvine. Doi
tineri interpreți, doi bravi și frumoși interpreți sunt alături de noi în această seară. Și nu vreau să mai prelungesc suspansul, ci să invit alături de mine pe cei doi tineri interpreți, pe Lucian al nostru și pe nimeni altul decât Leonard Petcu. Iuhu! Haideți, băieți! Bine ați venit, dragii mei! V-am găsit! Vă salut! Bine ați venit! Bună seara, bună seara! Târgoveții noștri sunt alături de voi, iubiții mei. Să trăiți, maestri. Doamne, așa, avem, uite, microfon acolo pentru tine. Oricum ai la valieră, Leuțu. Asta e pentru cântat, avem la valieră, avem tot ce trebuie. Iubiții mei, doamnelor și domnilor, acești tineri păstrători ai tradițiilor și acești oameni cu voci încântătoare, doi tineri soliști, vedeți, cabrazii, și talentați, și frumoși, și tot ce-i trebuie unui solist. Ce bei, ce mănânci? Vorbim după emisiune, vă anunț eu. Tot ce trebuie unui solist, vedeți aici. Iubiții mei, știți că emisiunea noastră se bazează pe discuția cu telespectatorii noștri. Și vreau să te felicit pentru nou proiect. Mulțumesc și vă mulțumesc din toată inima. Să-ți dea Dumnezeu mult succes și să țineți minte, dragi telespectatori și iubitori de folclor și de muzică adevărată, că ceea ce face colegul meu bun și fratele meu bun aici, Daniel Triful la Etno TV, face un lucru cum rar se mai face în ziua de astăzi. Asta e cel mai important. Felicitări din tot sufletul, atât ție cât și întregului tău taraf, târgoveții, așa cum îi numești tu. Târgoveții noștri să și echipa din spate. Să le dea sănătate și putere de muncă să faceți lucruri frumoase ca și până acum. Asta am vrut să facem, un proiect unic în țară în care cântăm muzică live jet by jet de la începutul emisiunii până la final. Și în același timp, la cerința și la solicitarea telespectatorilor. Cu atât mai mult, deci un lucru mare. Ceea ce iubesc oamenii, aia noi interpretăm, iubiților. Se pare că deja avem un prim telefon în direct, Leo, și vă las pe voi să spuneți bună seara. Alo, bună seara! Să trăiți! Să trăiți, că ne trebuie și dumneavoastră! Cu cine avem plăcerea? Cu Struț! Struț? Da! Ah! Unde-i Camila? Domnul... Vă rog! Da, domnul Daniel! Vă rog foarte mult! Să trăiască Târgoveții! Târgoveții sunt aici, ați văzut care a venit și veteranul George Udilă, este printre noi. Să trăiască Târgoveții în frunte cu dumneavoastră. Toată lumea să trăiască și nici noi să nu murim, spune vorba din bătrâni. Și invitații dumneavoastră. Cabrazii, doi băieți cabrazii. Bună seara. Auziți? Vă rog. Domnul Trifu, să trăiască domnul de la Sandal. Să-i dea Dumnezeu, e Florinel al nostru, Florin Mihalache. Da, să-i dea Dumnezeu sănătate. Ia spuneți, ce dedicație aveți pentru seara asta, domnul Struț? Stați puțin, că vreau și eu să dau o dedicație pentru Nicoliță. Da. Dau și eu o dedicație pentru un prieten al meu, Nicoliță, de la Brădeț, Gale. Pentru Lili și Vasile Delchisă și Lenuța Sonea Apostol. Un cântec să-mi cântați dumneavoastră la Chilian Port. Vă mulțumesc și tot sufletul. La Chilian Port. Se rezolvă! Mulțumim, domnul Struț, pentru acest telefon din această seară. Vă mulțumim că ne-a sunat. Mai luăm un telefon, regia. Vă rog frumos, mai luăm un telefon. Băieți, deci a fost o primă dedicație, o ținem minte. Doamne ajută, da. Să fie așa până la finalul emisiunii. Nu trece nimic pe lângă noi. Ia spuneți, alo, încă o dată. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Alo. Bună seara, stimate domn. Mă numesc Ionel. Da, domnul Ionel, Ionelul mami. Domnul Daniel, Ionel de la Răduleș Crevănicu. Soția mea este Fina Dorel. Fina? De la Crevenicu. De la Crevenicu? Da, Dorel. Prietenii mei de acolo cu care am copilărit și am avut atâtea amintiri. Am fost la dumneavoastră acolo, știu. Da, domnul Daniel. Da. Ia spune, ce dedicație aveți în seara asta? Domnul Daniel, în primul rând pentru doamna Vasilica Ghisene. Salutăm și noi cu toată dragostea. Să rămână din toată inima. Da? Pentru doamna Polina George. Da. Și pentru scumpa mea surioară de la Coșoaia. Da. Și pentru scumpul meu cumnat Georgică. Gata! Să trăiască toată lumea pe care i-ați enunțat. Vă respect foarte, foarte mult. Am vorbit cu dumneavoastră de multe ori când erați la Antena Satelor. Da. Eram la postul de radio, acum ne-am mutat pe sticlă.
Păi nu vă las, nu vă las, vă caut peste tot. Gata, suntem aici pentru dumneavoastră. Mergem cu piesă mai departe, iubite domn. Vreau să vă rog, dragii mei, pentru că sunteți invitații mei. Și mulțumim din suflet pentru invitație. Cu multă plăcere. Că te-ai gândit să venim în formula asta. Vreau să deschideți această seară acest regal muzical cu printr-o piesă nostru pe care voi o doriți și pe care vreți să o interpretați pentru publicul nostru, așa cum a zis. Care am avut și mare succes cu ea, de altfel. Și aveți încă mare succes cu ea. Vă las, iubiții mei, în fața camerei, să o interpretați cum știți voi. Cu drag pentru toți frații din această seară care ne urmăresc, pentru că și Lucian îl consider ca și frățiorul meu. Și voi și semănați, mă, fraților. Și unde-s doi, știi vorba aia. Puterea crește și dușmanul nu sporește. Să meargă muzica! Și pentru toți telespectatorii noștri. Fratele meu aseară, dă-ne cască, lasă mândra iară. Și-am venit la tine necăjit, dă-ne cască, lasă și e necăjit. Frate, frate, nu m-ai ascultat, când ai grăbit pasul, dă-te-i însurat. Frate, 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 n-ascultai de tine, văd că nici muierea nu ține cu mine. Am greșit că și ea mai greșește, să mă ierte dacă mă iubește. Băutura te-nvață la rele, du-te acasă, frate, nu-ți face belele. Frate, frate, nu te-am ascultat, când ai grăbit pasul, te-ai însurat. Frate, 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 n-ascultași de mine, vezi că nici muierea nu ține cu tine. Așa, așa, haide, vine, susu. Să trăiesc bine, am să beau, că așa mi-e cel mai bine. Gândă-ne și lasă chinul și amarul, iubește și lasă virtu și paharul. Dar frate, frate, nu te-am ascultat, când ai grăbit pasul, de te-ai însurat. Frate, 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 n-ascultași de mine, vezi că nici muierea nu ține cu tine. Frate, frate, nu te-am ascultat, când am grăbit pasul, de te-ai însurat. Frate, 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 n-ascultași de mine, vezi că nici muierea nu ține cu tine. Hey! Bravo, bravo, foarte frumos, dragii mei! Mă bucur asta... că ați început cu acest duet ca pentru doi... Pentru că e de băut, de simțit bine, de treabă bună... Bravo, de bravo, am început cu dreptul. Acum vă rog să luați loc acolo, să cânt și eu la chilia, după și care... Stăm aici și te aplaudă, că așa trebuie, da? Hai să meargă, maestre Didi, de la Sol Major. Ia-uzi, mă! Așa, băieții! Și-auzi! Una așa cum le place tuturor celor ce iubesc muzica de taraf. Și-auzi! Îi bate un ce din baltă la chilia-n pot. Să vezi tufu cum se-nalță, să-l mai tai nu pot. Of, oh, caraliu-ți
strigă tare, dă-i coțule, dă-i mă. Of, 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 nu pot, nu pot, căpitane, rănile mă doare. Hai, udilă! Șamus, hai să păm șanțul, după șanțuri fără de folos. Caraliu, strigă tare, lasă capul în jos. Of, 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 numai piatră colțurată, ah, ce dureros, mă. Of, 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 de nu se ia pe lopată, ah, ce dureros. Hai, Nicolae! Au trece trenul printre munți ca un șarpe lung, mă. Cu țigări n-a ționale sus la deținuți, mă. Of, of. Auzi, fraților de la Chilia, e de rău cu noi, mă. Of, 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 ne mănâncă șerpăria pe noi și pe stau în curtea închisorii și-mi vine să mor. Când văd păsări călătoare ce n-aș da să zbor, mă. Oho! Când văd păsări călătoare ce n-aș da să zbor, mă. Of, 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 să trec Dunăre albastră la Chilian Bor. Am revenit, doamnelor și domnilor, la Seara Târgoveților. Aici o atmosferă deosebită. Cu muzica noastră live se cântă și în pauze aici. Este o petrecere și o bună voie și o bună dispoziție, așa cum ne place nouă și cum vrem să transmitem și în casele dumneavoastră, iubiții mei, cu acești doi tineri minunați pe care i-am invitat în această seară, invitat special Leonard Pescu, Petcu și Lucian Vintilescu. Bună seara din nou. Iubiții mei, de unde ați venit în seara asta? De pe unde colindați țara? De pe drumuri, Danielus, că asta e meseria, du-te vino, du-te vino, dar veniți de la distanță. Da. Da. Lasă că dacă avem drumuri e și bine. Am auzit că trebuie să cântăm și live și am venit bucuroși. Mă bucur, pentru mă bucur. Spectatorii noștri. Tu ești mai bucureștean, ești mai din zonă, tu ești mai din Galați. Mai de lângă tine, așa. Mai de pe lângă noi după acolo, mergem da. Pe la Drajna acasă. Da, eu dacă îți dă... Tu ești Gorjul. Tu reprezinti fruntea acolo. Tu reprezinti fruntea Olteniei. Da, iubiții mei, avem un telefon în direct și spunem din nou, alo, bună seara! Bună seara, domnul Trifu! Să trăiți din sinse, domn! Sunt din comuna Fundeș, dețul Călăraș, mă numesc Ion Mierlici. Da.
Vă salut pe dumneavoastră și salut pe invitații dumneavoastră. Salutăm și noi. Salutăm. Sunt foarte mult, le iubesc melodiile pe care le cântă, îi ascult. La fel salut și formația Târgoveții, da. Și eu ascult emisiunea de la început până la sfârșit. Așa că vă rog pe dumneavoastră acum să-mi cântați mie melodia aia cu fermierul. Nu știu titlul melodiei, dar o cântați dumneavoastră foarte frumos, domnul Trifu. Știți că noi executăm orice doleanță aveți dumneavoastră. Așa, da, am înțeles. Și după aceea, după ce terminați dumneavoastră melodia, aș dori, dacă se poate, cu târgoveții dumneavoastră, care sunt niște oameni excepționali, cei de la instrumente, da, să-mi facă și mie o sârbă de-asta otenească, dar de-asta mai așa, mai sărit, așa, nu păi l-avem pe Leonard Petcu lângă noi, din inima Gorjului. L-avem și pe domnul Leonard Petcu acolo, care este votean de-al nostru. Exact. Eu sunt în Călăraș, dar sunt născut în comuna Leleasca, județul Orb, și fac dedicație acum și pentru locuitorii de acolo, de unde m-am născut eu, și pentru cei de aici din satul Mierlicești, comuna Leleasca Olt, și pentru cei care... Ion Mierlici de la Mierlicești. De la Mierlicești, să nimerește, să potrivește cu... Într-adevăr. Domnul Mierlici, am înțeles ce aveți de făcut, mulțumim că ne-a sunat, trebuie să închidem, să mai răspundem, că o țară întreagă așteaptă să ne sune și trebuie să luăm telefoane. Mai luăm un telefon în direct imediat și să vedeți câtă lume poate să ne contacteze, iubiții mei prieteni, să vedeți câtă lume ne solicită muzicile noastre. Nu avea cum. Nu avea cum altfel. Nu avea cum. Alo, bună seara! Bună seara! Să trăiți! Cum vă numiți? Să trăiți și dumneavoastră, că trebuiți. De pe unde ne sunați? Din București. Ah, gata, capitala e cu noi. Băieți, capitala e cu noi aici. Bună seara și bine ați venit. Opriți televizorul sau dați-l încet, de fapt. Dați-l la minim, televizorul, dați-l la minim cât vorbiți cu mine. Am plecat de lângă el. Așa. Ia spune, ce dedicație aveți? Aș vrea orice vrea domnul Daniel și cu Leonard. Are ceva de mamă foarte frumos. Avem pentru avem. Toată lumea. Da, pentru mamaia Tinca Ungureanu de la Bâlcu. Cum să nu? Cu multă plăcere. Așa, și vă doresc tot ce e mai frumos. Asta și o țineți tot așa. O emisiune deosebită, foarte frumoasă. Nu mai așa o ține. Mulțumim din toată inima. Nu mi-a spus numele. Ion Pricopănescu mă numesc. Să trăiască domnul Pricopănescu. Numai Ion ne-a sunat în seara. Da. Domnul Ion sunt cu noi în această seară. Bine. E mai greu numele ăsta. Da, nu e nicio problemă. Sunteți om cu greutate. Bine, Daniele, mulțumesc frumos și îți doresc succes, baftă multă. Ceasuri bune să dea Dumnezeu. Gata, dragii mei, haideți să intrăm la cântat. Să nu uităm, deci, și pentru doamna Nuții. O salută pentru doamna Nuții. Sărutări de mâini, om drag și frumos. Și toți cei care ne urmăresc. Da. Ia spuneți, deci am avut solicitare o piesă de mamă și o piesă oltenească. Zile, Uțu. Uite, o să cânte Lucian o piesă. Dacă tot e început de an, da, să cântăm, hai să ceva cântă pentru tot anul, așa, pentru toți telespectatorii. Și după aia împreună, fac și da? Anul ăsta m-am gândit. Anul, faceți împreună, da? Face el singur. Tu singur, ok. Sigur. Și după aia facem gata. Tot ce, e regulă. Tot ce trebuie. E regulă. Stai lângă perete. Așa. Anul ăsta m-am gândit, nu mai vreau să fac nimic. Vreau traiul să mi-l trăiesc, sufletul să-mi odihnesc. Nu pun bani pe bani, ca n-atâția ani. Nu mai vreau avere, vreau numai plăcere. Nu pun bani pe bani, ca n-atâția ani. Nu mai vreau avere, vreau numai plăcere, mă! Hai!
să mi-l trăiesc, inima s-o odihnesc, că mi-o ajunge și mie, cât am tras să-mi fie bine. Au, nu pun bani pe bani, ca n-atâția ani, nu mai vreau avere, vreau numai plăcere. Nu pun bani pe bani, ca n-atâția ani, nu mai vreau avere, vreau numai plăcere, mă! Așa, așa. Pentru toți telespectatorii noștri, să trăiască, să aveți un an minunat cu toții. Anul ăsta și la anul nu mai vreau să chipzui banul, și toți anii care vin vreau să-i trăiesc din plin. Au, nu pun bani pe bani, ca n-atâția ani, nu mai vreau avere, vreau numai plăcere. Nu pun bani pe bani, ca n-atâția ani, nu mai vreau, hai maestre, vrei numai plăcere, bă! Maestru George Utilă! Istoria României. Cea sa, sa, sa. Anul ăsta m-am gândit, nu mai vreau să fac nimic, vreau traiul să mi-l trăiesc, sufletul să-mi odihnesc. Au, nu pun bani pe bani, ca n-atâția ani, nu mai vreau avere, vreau numai plăcere. Nu pun bani pe bani, ca n-atâția ani, nu mai vreau avere, vreau numai plăcere. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Un cântec deosebit, dragul meu, te felicit! Mulțumesc, extraordinar! Leuțu! Lucian, și eu te felicit! Leuțu! Mi-e drag că eu cânt cu el, eu bă! Eu sunt puțin mai emotiv, drag, dar până... Ce emotiv că a mers piesa la meserie! Bravo, da. Felicitări! Leuțu, intri la cântat! Da, și eu, gata! Haide! Cu drag! Ce vrea orchestra? Nu știu, ce a pregătit orchestra? Aia de nuntă, la minorul ăla. Informația! Așa nuntă n-am văzut, lume i-auz, lume. Ca așa-i nunta la români, lume i-auz, lume. De sâmbătă până luni, lume i-auz, lume. Cine joacă acum ora, cine rică și cu nora, cine ține bine pasul, nașa mare și cu nașul, cine joacă acum ora, cine ridică și cu nora, cine ține bine pasul, nașa mare și cu nașul mare. Așa mai este. Pentru toți spirii noștri să ne trească. Cine ridică și cu nora, cine joacă bine.
și cu nora. Cine ține bine pasul, nașa mare și cu nașul mare. Uitați-vă la ea, lume, iau-s lume, ce frumoasă-i mireasa, lume, iau-s lume. Ia uitați-vă la ea, lume, iau-s lume, frumos joacă mireasa, lume, iau-s lume. Cine joacă acum hora, ginerică și bunora, cine ține bine pasul, nașa mare și cu nașul. Cine joacă acum ora, ginerică și cu nora, cine joacă bine pasul, nașa mare și cu nașul. Mă. Să trăiască. Bravo, bravo, mirii. Bravo, să trăiască toți mirii de anul ăsta, leuțule. Bravo. Să le cheme toți. Să avem putere și să le cântăm tuturor. Să fim sănătoși și noi ca să le cântăm frumos. Acum am dai voie și mie, buiul meu. Îți mulțumesc din toată inima. Băieți, sol majorul. Ia să auzim. Asta e! Of, 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 de-a-lui de-al și vale-i vale. Băi mândră-i mândră până mare, măi mă. Of, 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 mândră-i mândră până mare. Că de-a-lui de-al și vale-i vale, măi mă. Și mândră-i fost la măta fată, măi mă. Ai mândrăie și măritate, măi măi, mândrăi fost la măta fată, măi măi. Ai mândrăie și măritate, măi măi. Hai! Așa, Nicușor! Colomba le-ngrădiniță, colomba le-ngrădiniță.
fetiță, faște ca lună Gheorghiță. Ce-am o luniță, ce-am o lună fetiță, te-ai cu mine, fă! Iubește-mă, mă, măi, ce-am o luniță, ce-am o lună fetiță, te-ai cu mine, fă! Iubește-mă, haide, George! Garofița s-a uscat, calul lui Gheorghe a scăpat. Și-au unul leviță, și-au unul fetiță, te-ai cu mine, fă! Iubește-mă, mă! Și-au unul leviță, și-au unul fetiță, te-ai cu mine, fă! Iubește-mă, mă! Alergă cu capul gol, alergă cu capul gol, că scăpă calul mofor. Și-au unul leniță, și-au unul fetiță, de cu mine, fă! Iubește, mama! Și-au unul leniță, și-au unul fetiță, de cu mine, fă! Iubește, mama! Doamnelor și domnilor, suntem aici pentru dumneavoastră și numai pentru dumneavoastră, pentru că telefoanele noastre s-au încins și firul este roșu și ridicăm receptorul din minut în minut pentru că sună alte și alte telefoane și avem din nou iarăși, avem iarăși un telefon în direct. Spune-mi, bună seara! Bună seara! Sărut mâna mult, stimabilă domniță! Sunt Cristina Maria din Telorman. Sigur că da! Vreau să, în primul rând, să vă felicit pentru minunata emisiune pe care o moderați atât de frumos și vă urmăresc în fiecare miercuri. Vă mulțumim, doamna Cristina Maria, vă mulțumim din toată inima. Și aș vrea să salut și eu pe invitatul dumneavoastră, Leonard Petru. Vino repede, Leonard, aici, că te așteaptă doamna Cristina Maria. Vino repede lângă mine, dragul meu. Haide repede! Uite, gata, te așteaptă doamna Cristina Maria aici. Nu e doamna Cristina. Domnișoara. E domnișoara, este un copil drag sufletului meu. Eu așa îmi place să-l consider, pentru că... eu îi spun că e copilul meu. Pentru că la vârsta ei știe să scrie frumos poezii. Exact, acum te cunoaște, Crisule, toată lumea. Gata, am înțeles. Se ocupă de fanclubul meu și mulțumesc din tot sufletul. Ea... îmi organizează, îmi realizează, de fapt, cele mai frumoase postări și are grijă tot timpul ca atunci când apar, uite, și la tine în seara asta sau oriunde, să anunțe pe toți cei care mă iubesc și mi iubesc cântecul. Frumos din partea domnișoarei Cristina. Și i-am cunoscut și familia, am cunoscut-o și pe ea personal și îi salut pe această cale. Pârbu, pe... parcă numele de familie? Nu, Cristina Maria. Cristina Maria. Bălțățeanu. Am înțeles. Salut, am și înțeles. Salut și părinții ei și toate rudele, pentru că le-am și cântat și urmează să nu spun că e surpriză, da? Ce preferință muzicală aveți? Am și eu câteva versuri, dacă îmi permiteți să le dau citire. O strofă. O strofă, da. Că așteaptă întreaga Românie, uite câtă bucurie poți să-mi faci, leuțul meu, numai cu o melodie și cu dulce glasul tău. Bravo! Ei, așa va face leuțul acum. Te pup, Crisule, te pup. Și eu cu toată dragostea. Orice melodie, tot toate ce cântăm aici e pentru tine și familia mulțumim. Ta și cei care ne urmăresc. Mulțumim, dragă Cristina, mulțumim. Haide, Lucian, și tu lângă mine, că mai așteptăm un telefon în direct. Haide repede, Lucică. Ia să vedem, avem un nou telefon în direct, spunem din nou. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Daniel. Da, să trăiți, bună seara, bine ați venit la noi. Repetați, vă rog, că nu se înțelege.
legănatul de la Buzău. Să fie dedicatul meu. Domnule Gănatu, vă rog, ce dedicație aveți? O melodie frumoasă, cu caie dumneavoastră și căruța. Eu vă urmăresc. Ce mai cai? Ce mai cai? A cerut cai. Am înțeles. Mai căruță, ce mai măsită. Da, 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 o facem, domnule Gănatu. Cum să nu? Mulțumim și mai luăm încă un telefon în direct, pentru că România toată așteaptă să intre cu noi în direct, iubiții mei, prieteni. Alo, bună seara! Nu, încă nu, încă nu. Îți dau eu semnalul, Leuțule. 3, 2, 1, zi! Bună seara, alo? Bună seara! Alo? Alo? Da, sărut mâna distinsă, domniță. Bună seara, sunt Elena din Căzănești. Căzănești, Ialomița? Da. A, frumos. Pe drumul din la Slobozia mi-a luat vântul pălăria la Căzănești. La Căzănești, da. Vreau și o melodie pentru mine, că mâine fac 80 de ani. Cu toată dragostea. 80 de ani, octogenară, doamna noastră, o vârstă memorabilă, frumoasă, să vă țină Dumnezeu sănătoasă, mult iubită doamnă. Aș vrea melodia Une vinul Giurgiuliu. O rezolvăm, să face da. La comandă, cum să nu? Doamne ajută, să vă ajute bunul Dumnezeu să aveți o emisiune cât de lungă să poate. Mulțumim, stimată doamnă, și la mulți ani și dumneavoastră din partea noastră. Bun, domnilor, ne apucăm de cântat. Hai să rememorăm. Luci, trebuie să cânte pentru domnul care a cerut Oltenește, o sârbă. Oltenește, gata. Cântă da. Luci, o sârbă, Oltenește. Aia... Tu pentru Cristina. Da? Da? Și vedem ce mai fi. Și eu pentru doamna cu de-am, ce s-a de cerut. De mâine împlinește. E în regulă, e în regulă. Gata, Lucică, ai comanda. Pentru toți românii noștri care ne urmăresc în această seară. Ofo, nănățeaș pupa gurița, nănățeaș pupa gurița. Dacă ți-i bine credința, dacă ți-i bine credința. Nănățeaș pupa gura, nănățeaș pupa gura. Dacă ți-ai ține vorba, dacă ți-ai ține vorba. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă. Nu mai e altul ca tine, care m-ar iubi pe mine. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă. Nu mai e altul ca tine, care m-ar pupa pe mine, mă. Și vrei să mă muști de sân. Altul dacă tu vedea, altul dacă tu vedea. Știu, nană, că ești a mea. Știu, nană, că ești a mea. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă. Nu mai e altul ca mine, care te-ar pupa pe tine. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă. Nu mai e altul ca tine, care m-ar pupa pe mine. Hai, hai, hai! Dacă mi-e când ne păcăm,
dragă-mi e când ne împăcăm. Să mă pupi unde-i mușcat, să mă pupi unde-i mușcat, și să ne iubim cu drag, și să ne iubim cu drag. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă. Nu mai e altul ca tine, care m-ar pupa pe mine. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă. Nu mai e altul ca tine, care m-ar pupa pe mine. Hey! Bravo, băi! Du-te ia repede microfonul și intră. Hai, maestre! Pupă puiul. Pentru că petrecerea continuă cu cea mai frumoasă melodie a mea pentru toți umăreții care știu să pupe bine. Hai! Hai, hai, hai! Bine, uite, uite, uite așa, dar mă pupă pe oricine, uite, uite așa. Mă pupă numai pe mine, uite, uite, uite așa, că eu nu mi-o spui la lume. Ai orchestra! Felicitări, Leuțule! Aici bravo! Lângă tine, hai! Bravo, bravo, bravo! Felicitări! Și mergem mai departe, doamnelor și domnilor, așa cum s-a cerut de la dumneavoastră. Bună-i vinul, Ghirghiliu, sol minor, băieți! Dacă-l bei cu om frumos, diri-diri-diri-da-di-da-di-da.
vinul în gât. Se mă oprește vinul în gât. Haide, George! Extraordinar! Minunată și mai avem un comanda cu caii. Se face pe loc, băieți, aveți comanda specială. Hai să mergem cu caii mai departe! Mai strigă, dar mă ui, că-i gol în pungă, nene. Ce mai cai am călărit, mă, și ce bani am cheltuit, oh, oh. Și ce puicuțe am iubit, mă, și ce haine am tărtălit, măi, nene, mă. Ce bani am cheltuit, oh, oh. Și ce puicuțe am iubit, mă. Și ce haine am terferit, măi, nene, mă. Haide, haide, haide. S-o calce, nene. Ce mai cai am călărit, mă. Și ce bani am cheltuit, oh, oh. Și ce puicuțe am iubit, mă. Și ce cai ne-am terpelit, mă. Și ce mai cai am călărit, mă. Și ce bani am cheltuit, oh, oh. Și ce puicuțe am iubit, mă. Și ce cai ne-am terpelit, mă. Bravo! Am revenit, doamnelor și domnilor, aici cu voie bună, cu distracție, cu veselie și cu
sentimente calde și de bunăvoință către dumneavoastră, nu ezitați să ne sunați la numărul de telefon ce se afișează pe ecran, pentru că noi suntem aici doar și doar pentru dumneavoastră. Iubiții mei, n-am spus bine și iată că avem telefonul și spun din nou, alo, bună seara! Bună seara! Sărut bună, stimată doamnă! Domnul, vai de capul meu, sunt înnebunită de când stau la telefon de o jumătate de oră. Numele meu e Maria. Da, doamna Maria. Am 85 de ani. Sunt din o vârstă Ialomița. Venerabilă, frumoasă. Tot din Ialomița. Păi de când vreau să vă prind? De unde din Ialomița, mult iubită doamnă? Să nu spuneți că sunt județul Călăraș, că nu vreau să auzi. Sunt din Raș, de lângă gara Lecleu, la 14-16 km. A, gata, din Ialomița, din Ialomița. Categoric, spre Sărățeni încoace, spre Orezul. Domnul, vai știți ce, domnul Daniel, am o rugăminte să aveți puțină răbdare, în primul rând, vârsta și de al doilea rând, emoția și mă bucură că v-am prins. Sunteți ialomițean de-al meu și trebuie să mă ascultați. Am și eu câteva obligații, n-am copii, n-am nepoți, dar am obligații în afară. Rog-vă! În primul rând, vreau să vă rog numai două cuvinte. De ce nu apare la televizor Doina Bărăganului formația de dansuri populare? Aveți cuvântul meu că o să apară în acest format. Va veni Doina Bărăganului special pentru toți ialomițenii și pentru toți românii noștri. Asta aici vreau că... Da, vai ce bine, vreau să apară în general pe posturi, că apar tot felul de copii, dar vorba aia Bărăganul care este pâinea noastră. Sigur că da, stimate zile. Să nu se facă așa ceva. Sigur în primul că rând, da. Felicitări domnului profesor părinte Prodan Emilian, care dumneavoastră știți și v-am mai spus odată de dânsul, da. E un om deosebit și are emisiune la dumneavoastră la ora 18. Și spuneți-ne dedicațiile, că suntem la emisiunea de dedicații. Pentru primarul sectorului 3, domnul Robert Negoiță, da. Să ajungă primar la primăria capitalei. E un bun gospodar și un om foarte bun. Doamne ajută! Da, în cadrul primăriei e un serviciu de rabla, cu un birou administrativ cu doi șefi. Șef de birou, domnul Dan, și doamna colaboratoare a dânsului, Mihaela Barbari. Am un șef de... Vi spun tot că n-am noror, n-am copii, n-am nimic. Vă rog, auziți, am o rugăminte. Spuneți numai numele, că așteaptă România toată să intre în direct cu noi. Da, știu. Și un șef de la o agenție de asigurare, domnul Richard, care e un băiat nemaipomenit de notă mare. E acum o melodie care vă place dumneavoastră și de-a noastră după vremuri, că eu sunt sânge din sângele dumneavoastră. Gata, stimată doamnă. Cu multă plăcere, vă mulțumim. Mergem mai departe, iubiții mei prieteni, că așa cum îi spuneam, doamne, ea așteaptă o țară întreagă să fie alături de noi și luăm din nou un telefon să vedem cine ne mai așteaptă pe fir de această dată. Alo? Alo? Da! Bună seara, domnul Trifu! Sărut mâna distinsă, doamnă! Din Măgidia vă sun. Oh, dobrogea! Să știți că vă iubește întreaga România, aveți o voce extraordinară și o emisiune extraordinară. Noi vă mulțumim respectuos că sunteți alături de noi, da. Și mă bucur și că sunteți alături. Vă rog, dacă puteți să cânte cu acela al Ioanei Radu, în parc, când fanfara cânta. Ah! Uneori când gândul îmi spoară, se rezolvă, da, doamnă. Da. Sigur că da, cu multă mulțumesc plăcere, doamnă. Mulțumesc mult și vă doresc o emisiune lungă și multă sănătate dumneavoastră personal și familiei dumneavoastră. Sărut mâna, vă mulțumesc din toată inima. Vedeți, doamnelor și domnilor, din toate colțurile țării ne sună. Din toate colțurile României sunt alături de noi și mai preluăm încă un telefon să dăm ocazia cât mai mult telespectatori să intre în direct. Alo, alo, bună seara! Bună seara! Să trăiți! Să trăiți, domnule Daniel Trifu! Și dumneavoastră, tinere domn! Sunt Dumitru Achicei, din satul Chilii, comuna Valaosului, județul Neamț. Prietenul Lorenei, poetul național. Da. Dați-mi voie să spun și eu ceva, dragilor noștri telespectatori. Vă rog! De vreți să uitați de supărare, dați pe iednă, frățioare, că e veselie mare. Domnul Daniel Trifu, eu vă spui, eu cu trigoveții lui, lăutarii sunt vestiți, de multă lume iubiți. Vă urăm tuturor multă sănătate și să auzim numai de bine. Și să fie cântecul pentru ciobanul Gerasim Ionuț,
scena mea de la cântie, dacă se poate, măcar o strofă. Am înțeles. Cu multă plăcere, stimate domn, se rezolvă pentru dumneavoastră orice. Mulțumim din suflet pentru telefon. Aștept lângă mine invitații mei speciali, pe Lucian Vitelescu și pe Leonard Petcu. Îi aștept aici pentru că o să intrăm la cântat, iubiții mei. Nu scăpați așa ușor. Aici când se vine, se cântă așa cum vă place și vouă. Și felicitări încă o dată. Mulțumesc, mulțumesc. Ăsta, că... Și eu mulțumesc vouă și pentru că ați acceptat să veniți și să cântați live aici preț de două ore. Frumos, cea mai frumoasă și cred că cel mai frumos test pentru toți artiștii. Da, da. Iubiții mei, care cum? Păi, dacă nu știu, că, vreau să cânt două strofe pentru toate măicuțele care gata, ne urmăresc. Special pentru măicuțe, după aia pentru că ne-au sunat. Și după aia intră și Luci. Da? Hai, Luci, haide, Leonardo. Făcut pe amândouă, am ucit lume cât nouă. Nu m-am lăsat priponit de cât nouă am iubit. Omul bun știe să ducă și
și la mucă și pe lucă. Noi adoar cu modă, Domnul, și cu ce-o face omul. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lucă. Noi adoar cu modă, Domnul, e și cum ce-o face omul, mă. Hai, maestre! Cel mai frumos program aici la seara, târgoveților! Așa! Așa, așa! Pentru maestru Udilo, o strofă frumoasă. Mie mi-a plăcut în viață să strâng mândruțele în brață. Ce cu foc le mai iubeam, ce cu foc le sărutam. Noaptea le iubeam cu dor, ziua munceam cu mult spor. A fost la dracu de mic și nu mi-a scăpat nimic. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lucă. Nu e doar cu modă, Domnul, e și cum și-o face omul. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lucă. Nu e doar cu modă, Domnul, e și cum și-o face omul. Extraordinar, extraordinar, bravo, bravo, felicitări, iubitul meu. Am microfon aici. Perfect. Iubiții mei, am avut comandă, ce am avut noi, ce ne-a cerut nouă doamna? Ioana Radu, Ioana Radu, Ioana Radu. Ce fanfara cânta? Fanfara cânta. A zis măcar o strofă. Haide să încercăm. Băieți! Uneori... Uneori când gândul îmi zboară peste ani și ani întregul, mă văd iar trecând într-o seară braț la braț cu necunoscut. Mi-a zâmbit și-a dat să dispară și-a trecut ușor tăcut. Iar în par ochii plini albastru cânta și în chioșc fanfara cânta. Barca pe valuri plutește ușor, inima-mi plânge de dor. Barca pe valuri plutește ușor, a fost o strofă de la doamna Ioana Radu, bravo, regretata Ioana Radu, pentru dumneavoastră. Și acum pentru doamna de la Căzănești. Băieți, în piață la Slobozia mi-a luat vântul pălăria. La Slobozia mi-a luat vântul pălăria și-n piață la Slobozia mi-a luat vântul pălăria, oh! Și mi-a prins o cucoană, ce se crede mare doamnă. Și mi-a prins o cucoană, ce se crede mare doamnă. Mare doamnă-n tinereți, dea de gură-n bătrânețe. Mare doamnă-n tinereți, dea de gură-n bătrânețe. Bătrânețe-n bătrânețe. Thank you.
Iertare, domnița mea, hai sitir, măi, hai mana. Iertare, domnița mea, hai sitir, măi, hai mana. Ai uitat gură spurcată, cum erai tu altă dată. Ai uitat gură spurcată, cum erai tu altă dată. Te-ai sfințit arzătear focul, nu te mai cuprinde locul. Te-ai sfințit arzătear focul, nu te mai cuprinde locul. Cuprinde locul, cuprinde locul. Doamna mea și-a mea stăpână, dușman cu țărea de gură. Să-mi sară ochii din cap, de nu ți-i lua ce-ți-e drag. Să-mi sară ochii din cap, de nu ți-i lua ce-ți-e drag. Îți iau fata din pridvor și te las cu mare dor. Și-ai să vezi, măicuța mea, ce înseamnă o haimana, o haimana, o haimana. Haimana, haimana, haima, haima, haimana, haimana, haimana. Am revenit, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză publicitară. Iată-ne împreună mai plin de energie și mai bucuroși și mai însetați să vă cântăm, să pătrundem în sufletele dumneavoastră, în casele, în inimile și în tot ce aveți dumneavoastră mai de preț, să ne priviți așa cum și noi vă privim pe dumneavoastră, cu admirație și cu respect. Și iubiți, mulțumim că ne urmăresc. Și vă mulțumim tuturor, tuturor, tuturor telespectatorilor că ne urmăriți de fiecare dată și sunteți alături de noi. Iubiții mei, telefoanele nu contenesc, firul este, Doamne, știți cum? Ajută. S-a topit. E bine, e bine. Haide să luăm telefon, sărut mâna, bună seara, alo! Bună seara, domnul Daniel Trifu și invitațiilor dumneavoastră. Sărut mâna, mult distinsă, doamnă. Bună seara. Domnul Daniel, aș dori și eu o melodie cu dumneavoastră, dacă aveți melodia cu Grăușor din Bărăgan. Da, se face la comandă. Pe loc. Dacă se poate. Se poate, stimată doamnă. Pentru cine o dedicați? Pentru dumneavoastră, pentru domnul Valitache, pentru doamna Lorena și pentru toți cei care mă cunosc. Cine sunteți? Sunt din Fetești, Ialomița. Oh, Fetești, Fetești! Doamne, ce tinerețe am mai petrecut pe la Fetești! Toți ialomițenii ți-au fost alături în această seară. Așa e. Toți ți-au fost alături. Ialomițenii sunt alături de mine și le mulțumesc foarte mult, dar ați văzut că și din țară au fost alături de voi și... Și cât sună și nu pot să răspundă. Luăm alt telefon, pentru că așteaptă multă, 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 multă lume să intre în direct cu noi în această seară și nu numai, întotdeauna sunt alături de noi. Ia să vedem cine este în direct în această seară. Alo! Alo, bună seara, domnul Daniel Trifu. Bună seara, stimabile domn. Trebuie să fac și o dedicație, vreau să facă. Da, vă rog, spuneți. Pentru nașa mea, pentru familia mea, pentru mama mea... Ușor, la relantii, ușor. Pentru nașa mea, pentru mama mea, pentru tatăl meu, da, pentru toată familia mea. O melodie frumoasă, dar le-o aveți. Facem, facem pentru dumneavoastră, se știe. Mulțumesc din toată inima. Haide să vedem că mai sună din toată țara, sună, dragii mei, vedeți, de prin toate colțurile țării ne sună. Asta înseamnă că faci lucruri frumoase. Uite, facem, înseamnă. Cu toții, e cu toții. E un rezultat frumos. Cu toții, Lau, cu toții. Felicitări întregii echipi și celor din spate și... Și cei din spate au meritul lor, sigur că da. Și din față, din fața camerelor de la vedere. Da, cum zice și îi place și Lorenei și celor din față și celor din spate. Da. Tuturor, tuturor. Ia să vedem telefonul, dacă ne avem un telefon în direct. Alo? Alo? Nu vrea să vorbească. Sunteți cu noi aici? Tata, cred că a sunat un surdomut. Ia să vedem. Haideți că mai încercăm. Mai încercăm, că telefoanele sună necontenit. Alo, bună seara! Alo! Da, bună seara! Bună seara! Bine ați venit în direct cu noi, stimată doamnă!
Domnul Daniel Grihu? Sigur că aici. Domnul Daniel, în primul rând vă adresez felicitări pentru distinsa emisiune pe care o realizați. Îmi plec capul în fața dumneavoastră. Leonard Petcu și Lucian Vintilescu. Da, îi cunosc, îi apreciez. De asemenea, vă doresc din suflet numai realizări. Numele meu este Elena Stănescu, sunt de la Chioși, de Buzău. Buzău, tot Buzău, tot acolo. La alegerea dumneavoastră o melodie frumoasă de suflet pentru toți locuitorii acestei frumoase comune muntenești. Cu multă plăcere, stimată doamnă, suntem trei cabrazii și vom încânta cu tot ce avem noi mai drag. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc numai lucruri frumoase. Mulțumim din toată inima. Și rog regia să mai luăm încă un telefon. Regia noastră, să știți că se ocupă foarte prompt de telefoane și sună telefoanele, parcă... Știți cum sună? Să sune și... Alo, bună seara, deja am luat. Bună seara, domnul Daniel, numele meu este Stoian Ramona, vă sun din orașul Călăraș. Eu, Călăraș. Călăraș. Da. Și aș vrea să dedic și eu o melodie a regretatului interpret Petrică Muțu Stoian, pentru soțul meu Stoian Ilie, pentru fetița mea Stoian Viviana, pentru mama mea Dipșe Maria, pentru fratele meu Josiman Lorin și soția sa Nicoleta. Și vă urez cât de multe emisiuni frumoase să realizați în continuare. Cu toată dragostea, mult iubită doamnă. Facem imediat... mult și o seară frumoasă și cât mai multe emisiuni. Sărut mâna, sărut mâna din suflet. Băieți, trecem la cântat. Trecem. Iubiții mei colegi și prieteni, avem de împărțit așa, o piesă de suflet. Așa. Ai ceva... Face Lucian. Are Lucian. Da. O piesă de la maestru Petrică Mățu Stoian. Fac și eu cu toată dragostea că... Da. Și mai fac și eu una pentru ialomițenii mei, pentru buzoieni și pentru călărășeni. Și rezolvăm. Dacă... Vali, ăsta este ultimul calup sau mai avem încă unul? Bun, atunci mergem noi și... Ne retragem și rămâne Lucică. Haide, Lucică! Special pentru toți cei care avem copii, să vă trăiască. Cu curaj de primăvară, înflorită în viața mea, copil sfânt și-a mea comoară, feșorașul lui tata. Cu curaj de primăvară, înflorită în viața mea, copilă sfânt și-a mea comoară, peșorașul lui tata. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă, cine-i sprijin și alinare și-mi dă un pahar, pahar cu apă. Am cine să mă moștenească, am pentru cine să trag, am cine să mă aștepte acasă, feșorașul tati, tati drag. Hai, dă-mă! Așa, maestre! Maestru Dila nostru! Ce zi, eu acum nu m-aș fi gândit vreodată să-ți vină să plângi pe loc când copilul-ți spune tată. Doamne, ce zi, eu acum nu m-aș fi gândit vreodată au să-ți vină să plângi pe loc când copilul-ți spune tată. Dar cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă, cine-i sprijin și alinare și-mi dă un pahar cu apă. Am cine să mă moștenească, am pentru cine să trag, am cine să mă aștepte acasă, feșorașul tate drag. Bravo!
Bravo, Luci, bravo! Bravo. Să fie și pentru băiețelul tău, că tocmai ai cântat pentru el, să-ți trăiască, Doamne ajută-ți. Dragilor, pentru că a cerut, pentru doamna care a cerut o melodie din repertoriul regretatului maestru Petrică Mățu Stoian, o să cântăm un șlagăr de al dumnealui, Coace, Doamne, prunele, cu sol major. Să curgă rachiu pe țamă, să beau cu mândruța dragă. Coace, Doamne, prunele, să umplem cazanele. Să curgă rachiu pe țamă, să beau cu mândruța dragă. Hai să bem, să bem, să bem, până mâine tot ce avem. Hai să bem câte o cănuță, adusă de-a bea mândruță, mă tata. Picioarele, au fost fapte prunele. Sunt dator la cășmăriță 700 și o guriță, 700 și doi boli pentru a ei ochișor. Sunt dator la cășmăriță 700 și o guriță, 700 și doi boli pentru a ei ochișor. Hai, maestre! Picioarele, au fost coapte prunele. Au, Doamne, că iar mă îmbăt, iar mă spală cu oțăt. Măi, noi au de la început, cu vin rece și vermut. Sunt dator la cășmăriță, 700 și o guriță, 702 boli pentru a ei ochișori. Dă-ne, Doamne, advocat, să nu mă împrumut la stat. Să beau vin, să beau rachiu, să beau până nu mai știu. Hey, hey, hey. Super, super, Leuțule! Și acum mergem cu următoarea piesă. Unde e microfonul negru? Ia să vedem. Adul de acolo, maestre Udilă, te rog, din toată inima. Și iartă-mă. Mulțumesc! Mulțumesc! Așa. Băieți, am repetat noi o piesă pe care vreau să o cântăm în prima audiție. Am repetat noi la început o piesă și vreau să o dedic tuturor al mei din Bărăgan, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, cu toată dragostea pentru ei. Le-o dedic din suflet. Deci, hora care am făcut-o la început. Cine, băi, de când mă știu pe lume, băi, de când mă știu pe lume, la mândre-am făcut doar bine. Foaie verde, mărăcine, băi, de când mă știu pe lume, băi, de când mă știu pe lume, la mândre-am făcut doar bine. La una i-am dat ogorul, la alta cu milionul, iar la nevestica mea, mă, i-am dat inimioara mea. La una i-am dat pogonul, la alta cu milionul, iar la nevestica mea, mă, i-am dat inimioara mea. Haide! Și cum vă spui, fraților, mi s-a făcut rău să mor, mă, mi s-a făcut rău să mor,
de focul mândruțelor. Și cum vă spui, fraților, mi s-a făcut rău să mor, mă. Mi s-a făcut rău să mor de focul amantelor. Dar când am căzut la pat, cine s-a apropiat? Numai nevestica mea, mă, că murea de mila mea. Dar când am căzut la pat, cine s-a apropiat? Numai nevestica mea, mă, că murea de mila mea. Dacă am văzut și am văzut, m-am ridicat din zăcut, mă. M-am ridicat din zăcut și pe gânduri am căzut. Dacă am văzut și am văzut, m-am ridicat din zăcut, mă. M-am ridicat din zăcut și pe gânduri am căzut. Mi-am pus baza în amante și ele au fugit toate. Cine le-o mai căuta, mă, să cadă la boală grea. Nevestică, vino-n coa, că doar tu ai mila mea. Și de prins vreuna prin sat, mă, să o iei la alerga. Am revenit, am revenit, doamnelor și domnilor. Ia uite pălăria cum am pus-o, mamă. Așa, ca la, să fiu și eu, na, ca la televizor. E bine acum, e bine. Hai, am revenit, doamnelor și domnilor. Avem fir, avem telefon, nici nu mai știu că sună de s-au înroșit toate. Ia să spunem din nou. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara, domnul Daniel. Să trăiți. Naie din Valea Fântânii, o doilea de Buzău. Mam. Ia. Să trăiască, domnul Naie. O melodie de-a lui Benone Sinulescu, dacă se poate. Ia, păi nu facem noi de la maestru Benone fiei țărâna ușoară și Dumnezeu să-l așeze în corturile dreptilor. Facem de la maestru Benone, cum să nu, pentru dumneavoastră. O seară bună. Ceasuri bune și din partea noastră. Haideți că mergem mai departe, că sună o Românie întreagă. Sună o Românie întreagă și așteaptă să intre în direct cu Târgoveții. Ia să vedem din ce colț al țării ne-a sunat de la Buzău Adineauri. Dacă e tot de la Buzău? A venit și rândul tău. Alo? 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 Da, vă rog. Alo? Etno TV, Etno TV aici. Sunteți cu noi. Da. Seara Târgoveților. Da. Duță Niculina mă numesc. Cum? Duță Niculina. Încântat, doamnă, Daniel Trifu. Așa. Da, îmi pare bine. Tocmai de-aia vreau să vă spun că îmi place emisiunea dumneavoastră. E prima dată când intru în emisiune cu dumneavoastră. De unde ne sunați? De Scornicești, Olt. Aaaa! E de-a mea! De la tatanicul plumbuitul, Dumnezeu să-l odihnească. Da, de acolo. Am înțeles. Și vreau să dedic și eu seara asta soțului. Da. Și nepotului care face astăzi seară 50 de ani. Doamne ajută, să-i dea Dumnezeu. Avem, suntem trei cântăreți aici și vom cânta special pentru ce doriți dumneavoastră. Da, deci pentru Duță Florinel vreau o melodie. Îmi plac și băieții care aveți invitat. Chiar îmi plac foarte, păi foarte știu, mult. Știu, știu, mi-am dat seama că unui oltean de-al dumneavoastră. Da, deci, da, dacă... sigur că da. Bun. Mulțumim. Mulțumesc și numai bine, vă urez o seară. Doamne ajută, minunată. Doamne ajută. Mai luăm un telefon, căci România așteaptă să vină pe fir la Etno TV, să se audă în direct pentru o țară întreagă, să auzim dedicații. O doamnă este de această dată și spunem bună seara. Bună seara, domnul Daniel. Oh, sărut mâna distinsă, doamnă. Frumos. Alo. Alo. Bună seara. Sărutări de mâini. Mâna. Domnul Daniel Trifu, da. Cu tot respectul pentru dumneavoastră și invitații dumneavoastră, sunt Mariana din Frăsinet, Telorman. Oh, de la Telorman, cum să da. Nu? Și aș vrea pentru soțul meu, pentru că duminică împlinește o vârstă frumoasă, da. Să-i cântăm ceva din Telorman. Da, domnule. Facem la drag. Plăcerea dumneavoastră, cum să nu? Vă mulțumesc frumos, vă stimez
Și tot respectul meu pentru dumneavoastră. Cu multă plăcere, doamna din Fresinet, cu multă dragoste. Seară frumoasă. Și un... Și vă pup, vă pup. Și un ultim telefon. Vali, te rog, un ultim telefon pentru această seară. Să vedem de unde sare norocul. Ia să vedem de unde ne sună. Alo? Cine e după sufletul? Alo? Alo, bună seara. O, să rog mâna mult iubită, doamnă. Mă numesc Lucica de la Nehoiu, Chirles. Nehoiu. Sunteți ultimul telefon, doamna mea. Ultimul telefon din seara asta. Ați avut mare noroc. Da, am avut noroc că am butonat de când ați început și chiar am vrut ca să vă prind, domnul Daniel. Vă mulțumesc din suflet. Nehoiu e cu noi. Spre întorsură. Spre întorsură. Vreau să vă zic și eu pentru sâmbătă, că este Sfinția Aralambie și Valentina. Și nașa noastră, Valentina, preotul Cornel și preoteasa da. Valentina. Da. Teorim, la mulți ani și lui Pavelina, năștica noastră de la București. Doamne ajută, la mulți ani! La mulți ani și la copiii mei și soțul meu și la toți care mă cunosc și vecini și toți. Rude, prieteni cunoscuți, la toată lumea. Prieteni, la Mariana și Tanța și de la George Dolza, de acolo, cu nata mea. A, din bazinul pepenilor, de acolo. Da, multă sănătate la toți care mă cunosc, că sunt pe ultimul 100 de metri și nu mai știu ce să mai zic. Vă urez sănătate. Să fie Dumnezeu cu dumneavoastră, mult iubită, doamnă. Că iubești băieți, că foarte frumos cântă invitații. Invitații, cum să nu, sunt băieți. Mulțumim frumos. Artiști deosebiți. Eu orchez niciodată la mulți ani, vă doresc, numai bine vă dorim. Doamne ajută, stimată doamnă, la mulți ani și din partea noastră. Mulțumim, băieți, trebuie să intrăm la cântat. Acum să facem o recapitulare. Deci avem o piesă. Deci avem prima dată așa, îți mulțumim pentru invitație din nou. Frumoasă piesa. Așa? Deci, succes pe mai succes departe. Pe mai departe. Doamne ajută și eu vă mulțumesc. Să mai venim. Dar ne luăm mulțumirile după, chiar la ultima piesă. Da. Perfect. Haideți acum să ne gândim așa. Avem o piesă pentru... Buzău? Căstul din Buzău ceva? Da. De la maestru Benune. Maestru Benune și Umlescu. O dată. După aia, Telorman. Telormanul. Ați luat minte? Vedeți care din... Așa. Vă gândiți? Nu, cu așa. Nehoiu spre întorsură. Eu, uitați cum facem. Eu cânt de la maestru Benone și voi vă gândiți în timpul ăsta. După care interveniți pe microfon. Așa facem, Daniel. Data! Maestru Benone Sinulescu, prin pădure pe cărare, mi minor. Pădure pe cărare, măi mă, prin pădure pe cărare, și mă întâlni cu mândră în cale, până ca-i vizitiu și-a pere bragagiu, ar două mii de lei și-o scon mândruțe meri, iau-zi, hei, iau-zi, hai băiți așa! Mi era plină, măi mă, când punguța mi era plină, băi, întreamă ținea de mână, până ca-i vizitiu și-a dă bere bragaciu, a dă două mii titele și scaun mătruțu meli, iauzi, hei, iauzi, hai, udi-l așa! A dat două mii de tele și-o scau în mântuții mele. Iau-zi, hai, iau-zi, hai, de la așa!
și când punguța era goală, mândra mă dădea afară mână, ca e vizitul și adăvere braga ce adă două mii de lei și scaun mătruții mele. Ia uzi, bravo, domne! Da, maestru Benu Nesinulescu, o piesă deosebită pentru cei ce ne-au cerut. Și acum aștept care dintre invitații noștri. Vine Lucian Vintilescu și ai comanda, Lucian, te rog. Hai, foaie verde, mă, era. Pentru toți românii noștri. Bine, bine, mă. Pupanțe-a scoama pe lană, fă, mă, tânăr cum eram, mă. Foaie verde, magheran, pupanțe-a scoama pe lană, fă, mă, tânăr cum eram, mă. Cum eram în vremea mea, mă. Zburam ca o turturea, mă. Cum eram vremea mea, mă, zburam ca o, 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 turturea, o. Hai, maestre! Seara târgoveților! Să-i din zbor, să bea apă din izvor, mă lua latul de piciori. Și când mă lăsai din zbor, să bea apă din izvor, mă lua latul de picior, mă. Au de picior și după cap, mă. Nu știu, Doamne, de mai scap. Picior și după cap. Păi nu știu, Doamne, dar mai scap. Bine, bine, sau scoama balan, fă-mă tânăr cum eram, mă. Foaie verde, magheran, pupanță, scoama balan, fă-mă tânăr cum eram, mă. Păi cum eram în vremea mea, oh, zburam ca o turturea, mă. Cum eram mea, mă, zburam ca o turturea, mă. Bravo, maestre! Ca la Gorj vreau să cânt și o horă frumoasă. Băieții, pentru toți iubitorii și toți cei care iubesc și ne urmăresc. La mine! Multe mândre îmi poartă duc, îmi zic pui și puișor. Mă plac mândrele, mă plac, că sunt, Doamne, pui de drag. Păi multe mândre îmi poartă duc, îmi zic pui și puișor. Mă plac mândrele, mă plac,
Doamne, pui de drag. Au că de mic am fost isteț, al dracu și iubăreț, toate cu vorba le duc. Un județ, un județ, fă mână-n băret, că de mic am fost isteț, al dracu și iubăreț, toate cu vorba le duc. Tot corju, tot corju, fă mână-n vânt, mă! Maestru Didi Bădoi, doamna de acasă, care ne urmărește, sărută-l de mâini. Amândruțe dă-le tu, și la birț și la iubit. Păi domn am fost și domn rămân, că pe mine sunt stăpân. Păi amândruțe dă-le tu, și la birt și la iubit. Păi domn am fost și domn rămân, că pe mine sunt stăpân. Au că de mic am fost isteț, al dracu și iubăreț, toate cu vorba le duc. Un județ, un județ, pe mână-n vărât, că de mic am fost isteț, al dracu și iubăreț, toate cu vorba le duc. Tot corju, tot corju, pe mână-n vârt, mă! Mândrelor veniți, la nana de mi-l iubiți. Hai veniți că se mai poate, că vă dă nana de toate. Păi veniți mândrelor veniți, la nana de mi-l iubiți. Hai veniți că se mai poate, că vă dă nana de toate. Păi că de mic am fost isteț, al dracu și iubăreț, toate cu vorba le duc. Un județ, un județ, pe mână-n vărât, că de mic am fost isteț, al dracu și iubăreț, toate cu vorba le duc. Tot corju, tot corju, pe mână-n vărât. Extraordinar, extraordinar, bravo, dragul meu coleg și prieten. Pentru toți iubitorii, toți iubăreții. Iubiții mei, timpul trece ca ce-i nebunul, ce-i frumos, trece repede, trece repede și nu ne mai regăsim cu clipele astea niciodată, dar vin altele și mai frumoase. De ce spun asta? Pentru că mâine seară Lorena va avea o emisiune incendiară și va avea live taraf, vor fi două tarafuri joi la emisiunea Lorenei de mâine seară, așadar nu ezitați să rămâneți doar pe Etno TV, iar miercuri de miercuri va fi și mai bine, și mai bine, pentru că noi târgoveții vom fi aici doar pentru dumneavoastră. Țin să mulțumesc special în această seară celor doi invitați, doamnelor și domnilor. Și mulțumim pentru invitație. Cu multă plăcere vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Din spatele, mulțumim din tot. Mulțumim târgoveților, pentru că târgoveții s-au dat toată silința ca să acompanieze și să cât au putut de bine. Nu am repetat. Și nu s-a repetat nimic, atenție! Ni s-a spus să venim la ora 6. La ora 18 v-am spus ca să repetăm, dar voi n-ați putut, ați venit la 20. La emisiune, și iată că târgoveții au putut să cânte cu și voi. Și felicităm cu toată, felicităm cu toată dragostea. Mulțumesc echipei de producție, cameramanilor, Vali Tache, Radu Diogen, și toată echipa noastră cu Dimitrie Cristodulo și cu Gabi Radu și pentru și lo fratele meu de acolo care ne ajută mereu să cărăm pif al nostru, să-i dea Dumnezeu tot binele din lume. Pentru mama lui. Pentru și pentru măicuța lui, cum o cheamă? Lidia. Doamna Lidia, să-i dea Dumnezeu tot binele din lume. Salutăm și noi pe cei dragi de acasă. Iubiții mei, vreau să încheiem această emisiune
cu o piesă pe care o să cântăm toți trei, fiecare câte o strofă. Merge, băieți, așa la plăcere. Să fie un final incendiar alături de invitații mei. Daniel, te rog frumos, dăm voie, dacă mai avem timp, 2-3 secunde, 5, vreau să te felicit din Mulțumesc. Tot sufletul și acești oameni, dragi sufletului meu, oameni cu care am avut ocazia să cânte la foarte multe evenimente, nu numai în București și... Și în țară, chiar la maestru Didi, mai mergem seara și mai facem câte o melodie la vechi, așa că, mai ales cât am stat acum pe iarnă acasă, are o familie deosebită și mă bucur din suflet că i-am cunoscut. Și să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurii Tuturor. Și să faceți în continuare lucruri frumoase. Tuturor. Ca și Bun, băieți, ne-am luat la revedere și cântăm. Știi ce vreau să cântăm? Sigur știi și tu. Te rog. Și maestrii de aici știu și le e drag. Să vezi ciritunelii o să dea pe melodia asta. La minor acolo, băieții. Dacă ți-e bun. Ține la minor. Da? Da. Hai, vedem. Nu te gri. Ăla e, tată. Așa cum îi place și lui Daniel. Și știu eu că îi place așa. N-auzi. Ufu. E verde măr domnesc, mă Da, bunică, nu-mi e necas că trăiesc, mă Este. Și de-aia mă prăpădesc, mă Prăpădimaș ca firul, fața ca trandafirul Că mi-a plăcut iubitul, măi, lele Păi și mi-a plăcut dragostea, mă Da, unică, cui naiba nu i-o plăcea, mă O neveste măritate care umblă pe la babe Să-și facă bărbatul mut Eu la ele că mă duc, măi, lele Și-mi dă crucea ca să jur Eu juram, dar nu prea Că știam că nu-i așa Că mi-a plăcut dragostea Că mi-a plăcut dragostea Măi, lele, și lele, lele Șanelele m-ai băgat la boale grele Lele, lele, șanelele Și pete N-am să plec de pe pământ Ca frunza picat în vânt Să nu simt cum anii trec Beau într-o naș și petre Eu n-am să plec de pe pământ Ca frunza picat în vânt Eu țin dragostea cu anul Și beau vinul cu borcanul Și rachiul beau cu sticla Nu pare rău de nimica Eu țin dragostea cu anul Dar și beau vinul cu borcanul, mă Dar și rachiul beau cu sticla Nu pare rău